Răscoala din 1784, numită și răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan, a fost o reacție de revoltă a țărănimii române iobage din Transilvania împotriva constrângerilor feudale la care era supusă de minoritatea maghiară. La ea au participat toți iobagi, fie că erau români, maghiari, sași, mineri din munții Apuseni, șognele din Maramureș, meșteșugari și preoți. Ea s-a sfârșit când Horea și Cloșca au fost capturați de către autorități în decembrie 1784. Însă în acest material vom vorbi despre cu totul altceva decât despre ceea ce poate ați învăța la școală. Vom pune în discuție statutul de mason al lui Horea. O dovadă vine din cartea unui român, a unui preot stabilit la Viena, care vorbește despre faptul că Horea, conducător al răscoalei țărănești din Transilvania anilor 1784, a făcut parte dintr-o asociație secretă vieneză, Frăție de Cruce. În timpul iernii 1783-1784, petrecută la Viena, Horea a avut contact cu un fost ofițer din armata rusă, Mihail Popescu, agent secret al rușilor și al domnitorului Alexandru Constantin Mavrocordat, cel care a dus masoneria în țările române. Dar, de fapt, legătura cu masoneria este mult mai veche în cazul lui Horea. Haideți să vedem cine a fost Horea. Provine din familia Niculeștilor, din zona Albac. Tatăl său și-a vândut primul copil ca să nu moară de foame. Al doilea l-a numit Ursu, sperând că astfel va avea putere, rezistență și înțelepciune. Din acest motiv, în documentele vremii, mai ales al cele ale Cancelariei Imperiale, a fost consemnat ca Nicola Ursu. Însă consetenii săi au spus Horea, pentru felul deosebit în care cânta. Avea ca soață pe Ilina și doi feciori, pe Ion și pe Luca. Știa să scrie în latină, dar și în românește, cu litere chirilice. Pentru a păstra caracterul secret al corespondenței și a-i descoperi pe spioni, a impus folosirea alfabetului chirilic, așa zisa limbă bătrână, în toate corespondențele și documentele Revoluției. Știa să vorbească german, iar la Viena a cizelat-o în cele patru întâlniri pe care le-a avut cu împăratul Iosif al II-lea. În 1784, Horea avea 54 de ani. Știa ce înseamnă să fie obag, știa câtă ură se strânsese în sufletul românilor. Haideți să vedem cum era descris într-o cronică a vremii. Detalie mijlocie, mai mult uscățiv și zvel decât dolofan. Îmbrăcămintea după crai valah, tundra valahă până la genunchi, divită pe două margini cu postav roșu, cioareci strânți, cizme în picioare, iar pe cap căciulă neagră. Strajnic poruncitor, precum se vede din întreaga lui înfățișare și din faptele sale, de pe vremea când și-a jucat rolul, era născut pentru stăpânirea. Intențiile sale declarate de a reface vechea dacie îi vor aduce titlul de Rex Dacie, mai ales în presa de limbă maghiară, care la un moment dat scria că noul împărat al românilor, Horea, începe război împotriva împăratului. Horea are peceți cu simboluri masonice, iar țăranii, urmându-l, declară că nu mai recunosc alt împărat decât pe el, fiind capabil să reproducă deviza latină. Putem înțelege intențiile presei maghiare de a-l prezenta pe Horea ca fiind un revoluționar. Iar masoneria în acel secol era considerată sinonimă revoluția. Așa cum spuneam, legătura cu masoneria lui Horea este foarte veche. Se presupune că cel care a făcut inițierea a fost un anume Ignatius Born, geolog și mineralog, mason, bineînțeles, din Alba Iulia de fel, care îl avea ca iobag pe Horea. În casa lui Ignatius Born din Viena, unde Horea a fost primit de multe ori, exista un grup de savanți și artiști, toți masoni. Erau oameni care sprijineau toate reformele împăratului Iosif al II-lea. De altfel, Ignatius Born a fost unul din apropieții lui Iosif al II-lea. Printre
cei care îi frecventau casa se afla și Iacob Adam, gravor, cel care a lăsat singura imagine cunoscută a celor trei conducători ai răscoalei. Este în mod evident ușor de înțeles că Horea nu ar fi fost primit de împărat dacă nu ar fi fost mason și dacă împăratul nu ar fi avut nevoie de el. Haideți să mai punem în discuție și o ultimă dovadă. La 23 februarie 1783, când Horea se afla la Viena, conform documentelor, în loja Frăția de Cruce s-a rostit un discurs de omagiere a reformelor împăratului Iosif al II-lea, care, așa cum v-am spus, era unul din marii susținători ai acestei logi. Cuvântarea a fost ținută în limba română. Mulți istorici presupun că ea a aparținut lui Horea, care era un foarte bun orator. Rămâne întrebarea, a fost Horea sau nu mason? Toate indiciile duc spre un răspuns afirmativ.